Alți șefi instituțiilor care urmează să fie cuprinse în procesul de descentralizare urmează să fie eliberați din funcție până la 1 ianuarie 2014. După această dată, urmează să aibă loc noi concursuri pentru șefia direcțiilor județene. Prevederea este cuprinsă în proiectul legii descentralizării, pentru care guvernul Ponta urmează să-și asume răspunderea luna aceasta. Practic, șefii de concentratelor urmează să fie eliberați din funcție urmând ulterior să fie reconfirmați de consiliile județene sau să-și piardă funcția. Începând cu data de 1 ianuarie 2014, conducătorii structurilor care fac obiectul procesului de descentralizare, potrivit prezentei legi, precum și adjuncții acestora, se eliberează din funcție. Se stipulează în proiectul descentralizării elaborat de vicepremierul Liviu Dragnea. Până la organizarea concursurilor de ocupare a posturilor vacante, președinții consiliilor județene, respectiv primarii care au preluat structuri în cadrul procesului de descentralizare, numesc temporar conducători instituțiilor respective. Ulterior, în termen de 60 de zile de la intrarea în vigoare a legii, autoritățile administrației publice locale aprobă prin hotărâre structura organizatorică, statul de funcții, regulamentul de organizare și funcționare ale structurilor preluate.